Vești bune pentru cuplurile care nu pot avea copii pe cale naturală. Ministerul Sănătății va aloca anul acesta, într-o primă etapă, 4 milioane de lei pentru fertilizarea in vitro. Asta înseamnă că aproape 800 de cupluri vor putea beneficia gratuit de procedură. Criteriile de selecție sunt destul de stricte. Statul va finanța de la 1 iunie o singură procedură de inseminare in vitro pentru femeile care își doresc, dar nu pot avea copii. Este vorba de 1200 de euro per procedură cu o bonificație de 300 de euro după ce femeia va naște. Până să se ajungă însă la procedura propriu-zisă, candidații urmează un tratament pe care statul nu-l decontează. Dosarele, cum v-am spus, vin anonim, fără a ști comisia despre ce persoană este vorba, vin la comisia de la Ministerul Sănătății și în momentul în care dosarul este complet, el va primi finanțare. Criteriile de includere prevăd ca femeia să nu aibă mai mult de 40 de ani și să aibă un raport normal între vârstă, înălțime și greutate. Cel puțin unul dintre parteneri trebuie să fie asigurat, să aibă cetățenia română și domiciliul stabil în țară. Cum fondurile sunt puține și cererea mare, printre criterii se precizează că cei doi parteneri trebuie să fie căsătoriți de cel puțin 2 ani și să nu aibă copii. Consider că aceste cupluri au nevoie cea mai mare pentru de un copil. Am considerat că să-i sprijinim pe aceia care au nevoie cea mai mare pentru așa ceva. Vestea bună este că în program pot intra și clinicile private la care procedura de fertilizare costă aproape 3.000 de euro. Aceste clinici nu vor putea percepe bani în plus de la pacienți pe lângă sumele decontate de minister.